foarte bine, mă simt înconjurată de oameni super prietenoși, super deschiși, foarte inteligenți, bineînțeles. Și mă simt în largul meu, este ca și cum am venit într-o familie. Cunosc Iașul de vreo 40 de ani, 50 de ani și an de an ajung aici. Am fost și la primul Filit și marele lucru, deci marele lucru care deosebește Filitul de toate celelalte festivaluri pe care le-am văzut, este cantitatea fabuloasă de public care vine și înțelege ce vede și citește. Nu am văzut nicăieri în țară la fel de mulți oameni curioși și oameni care citesc. Apoi, în festivalul ăsta, mă tot întâlnesc cu prietenii, de-aia este un festival foarte plăcut. În al treilea rând, am atât de mult de lucru, încât nici nu-mi văd capul. Și asta înseamnă că trece timpul cu folos. Sincer, anul acesta este primul meu an. Mi-am dorit foarte mult să fac parte din echipa Filit și mă bucur că s-a întâmplat. Oricât ar trece totul pe digital, lumea tot va scrie pe laptop, va scrie pe ziduri, va scrie pe orice ca să-și spună punctul de vedere. Cartea poate schimba lumea, pentru că schimbă omul, schimbă gândirea și inevitabil schimbă lumea. Și a schimbat-o de nenumărate ori, indiferent de suport. Păi, pentru mine asta e prima oară când sunt voluntar la Filit și îmi place foarte mult. Sunt responsabilă, simt că fac ceva foarte bun și îmi place, abia aștept și restul zilelor. Noi știm că Filitul creează cititori, iar pentru Ale Carte este prima sărbătoare din an. Vă dați seama cum arată un an fără sărbători. Așa a fost și pentru noi și anul trecut fără Filit, iar anul acesta e o sărbătoare tristă pentru că nu toți elevii pot veni, doar cei vaccinați, doar cei care au un certificat verde și am fost puși în situația de a-i refuza, chiar dacă ar fi vrut să discute cărțile pe care le-au citit până acum cu scriitorii. Niciodată n-am simțit în perioada Filitului că vremea ne-ar face probleme. Adică au fost și ediții în care a plouat, dar pentru noi a fost totdeauna cald. Iar pentru copii, cu atât mai mult cu cât au posibilitatea de a se întâlni cu autorii lor preferați sau autorii pe care i-au descoperit acum. Deci niciodată, dar absolut niciodată, nu cred că am putea să ne plângem de vreme. Altfel spus, la Filit, toamna nu poate fi decât foarte frumoasă. De fiecare dată când suntem într-o situație dificilă, cum este și pandemia, trebuie să căutăm soluții de a nu renunța la noi. Una dintre soluții este lectura. Citind, uitându-te la filme bune, reușești cumva să scapi de grijile unei lumi apăsate de boală. Prin lectură, de fapt, supraviețuim. Je dirais qu'il s'agit d'un festival qui s'adresse aussi bien aux plus jeunes comme aux seniors, qui s'adresse aux Roumains et qui donne la place aux étrangers. Et donc c'est un festival très ouvert, très dynamique et que pour moi il s'agit d'une fête de l'esprit. Le
sincer, genial, pentru că aici sunt oameni cu care poți să relaționezi și eu am venit aici, nu-i cunoscând pe nimeni. Și acum m-am prietenit cu toată lumea, toată lumea e așa drăguță, coordonatorii sunt așa drăguți, organizatorii geniali și mă simt ca acasă, sincer. Tinerii care citesc sunt mai frumoși, sunt tinerii care vor avea tot timpul la îndemână un manual de supraviețuire, în orice vreme. Lectura te ajută să ieși din realitate pentru a te întoarce în ea mult mai proaspăt, mult mai proaspăt, viguros, mult mai curios. Cu alte cuvinte, suntem la Filit, suntem în lumea cărților, deci suntem mult mai frumoși decât am fi putut fi altfel.